Mulțumesc foarte mult, domnule Codrescu. Evident că nu mai putem face elogiul prostiei, ca să citez un titlu cunoscut. Acest tip de prostie la care face referire domnul Codrescu are legătură exact cu acel tip de prostie la care firește se referea și Nicolae Steinhardt, adică acest tip de lene, acest tip de complacere în ignoranță, a accepta ignoranța, a o purta cu panaș, a nu-ți păsa că ești ignorant, firește că nu are legătură cu creștinismul viu, autentic, care îndreamnă, după cum știm, la trezvie și nu la prostie. Din păcate, mulți dintre noi nu iau în serios acest îndemn la trezvie și aleg să rămână în ignoranță și rămânând în ignoranță, sigur, să devină foarte ușor manipulabil. Este ceea ce s-a întâmplat atunci la referendum. Acum mă bucur foarte mult să-i dau cuvântul unui scriitor consacrat, de asemenea un intelectual creștin foarte implicat în ultimii ani, de fapt din 1990 implicat în cultura și în viața cetății, pentru că domnul Mihai Gheorghiu, doctor în filologie, a fost prezent în piața universității în 1990, a fost unul dintre conducătorii studenților care au afirmat atunci nu doar credința în Dumnezeu, ci și dorința lor curată de a schimba România la față. Iată un deziderat pe care încă îl mai urmărim, schimbarea României la față. Domnul Gheorghiu a fost președinte al Comitetului de Inițiativă Cetățenească privind revizuirea articolului 48 aliniatul 1 din Constituția României și este președintele platformei Împreună, care a rămas activă și care are în intențiile sale curate exact genul acesta de misiune cumva, de a lămuri pentru cât mai mulți oameni contextul în care ne mișcăm noi astăzi, care e un context, din păcate, pronunțat, aș spune, ideologizat mai degrabă și în legătură cu acest adversar redutabil și insidios care este ideologia, domnul Mihai Gheorghiu a avut întotdeauna lucruri foarte consistente de spus. Domnule Gheorghiu, câteva lucruri acum despre carte și despre un demers care va marca viața, sunt sigur. Da. Vă mulțumesc mult pentru prezentare. Sigur, nu am merit. E greu de vorbit și despre carte și despre referendum. Sunt foarte multe de spus. Am suferit cu toții foarte mult. Ca să fiu sincer, nici nu știu cum să încep. Dar pentru că ați pomenit de istoria celor 30 de ani, aș fi un pic mai reticent în a mă exprima despre poporul român. De a oferi calificative și de a-l califica într-un sens sau într-altul. E foarte greu să vorbești despre popoare. Chiar dacă amărăciunea însingurării și a multor altor lucruri care trec în viețile noastre măcelărite de unii și de alții, e într-adevăr uneori ajunge insuportabil. Vedeți, eu fac parte dintr-o categorie care ar putea primi definiția de fosilă vie. Știți ce e o fosilă vie? Un organism mai mare sau mai mic care supraviețuiește, așa am putea spune, tectonic prin erele geologice ale istoriei. Noi suntem acea generație care ne-am ridicat din genunchi
pe caldarâmurile Timișoarei, a Bucureștiului, a Clujului și ceea ce mi s-a oferit a fost gura de foc a celor care aveau grijă să mă rog, apere regimul comunist. Mulți ne-am început viața activă, matură, într-un anumit fel, în acele zile și sub acea extraordinară eliberare și luptă a unui, poate nu a unui popor întreg, dar a unei generații și a multora dintre români. E, vedeți, învățând să supraviețuim prin toate aceste tragedii ale istoriei, revoluții furate, mineriade care vin și încearcă să ordoneze societatea, politicieni corupți, politicieni care își vând semenii, toată această Românie care a oferit din punct de vedere politic aceste teribile experiențe, spun că am învățat noi și părinții noștri și noi și copiii noștri am învățat să încerce să trăiască liberi. Și cred că mulți dintre ei au învățat să o facă. Acum, astfel de acțiuni, cum a fost inițiative, mișcări aproape, cum a fost referendumul, sunt lucruri extrem de complexe. Au valențe sociale, religioase, politice. În general, structura evenimentelor publice este structura unui ghețar. Ceea ce se vede este o treime. Ceea ce rămâne ascuns și determină și evoluția și involuția evenimentelor este invizibilul, acele două treimi care rămân nevăzute. Astfel de chemări către societatea întreagă, odată devenite publice, ele sunt ținta jocurilor din societate. Ținta puterii și contraputerii. Ținta politicului, ținta diverselor grupuri de influență. Totul se petrece în societate, iar societatea este un mixtum de forțe și de contraforțe. Referendumul, toată campania pentru referendum, cei 3 ani oficial, vizibili și anul dinainte, au avut două ținte. Una a mărturisirii pentru Hristos și pentru Biserică și cealaltă a revigorării suveranității noastre, adică a capacității noastre de a alege. Pentru o problematică non-politică, sau care ar fi trebuit să rămână non-politică, astfel încât să resimțim noi, cu toții, sau cât mai mulți dintre noi, patosul comuniunii și al comunității. E, sigur că o societate extrem de care începe și a început să devină extrem de complexă, lucrurile se așează pe diverse dimensiuni, în diverse arii sociale, geografice. E foarte greu să închege acest sentiment de comuniune. Dar poți încerca să faci acest lucru. Eu nu știu de la Revoluția franceză încoace câte izbânde istorice, publice, politice au avut creștini. Cred că ar trebui să le căutăm cu atenție. Și oricum, izbânda, știm că pentru o conștiință creștină, pentru creștini, e în fond
jertfa și suferința. Niciodată venind cu acest mesaj, cu acest îndemn, nu ești primit nici cu brațele deschise, nu ți se pun covoare roșii la picioare și nu ești așteptat cu flori. Dimpotrivă, ești așteptat așa cum au fost așteptați toți cei care s-au implicat activ în acești ani, ducând îndemnuri, ducând mesaje, strângând semnături, arătându-și solidaritatea, ceea ce au primit în general, cu deosebire în mediul urban, unde contraforțele au fost extrem de puternice, a fost bagiocura, umilirea, injuria, defăimarea și tot ceea ce a fost, inclusiv copiii noștri au primit acest lucru. Familiile noastre, familiile celor care au sprijinit activ, toate aceste lucruri au fost experiențele de viață pentru foarte mulți dintre cei care au fost activi în acest demers. Deci, această imensă scenă pe care sutele de mii de români care au sprijinit de la început, milioane de celor care au semnat, au ieșit, această imensă scenă publică a devenit extrem de complicată și acolo au trebuit să se confrunte cu tot ceea ce înseamnă societate, dezbatere, contradicție, în sfârșit. Toate mecanismele care s-au putut deschide împotriva acestei manifestări și acestei acțiuni, imense acțiuni sociale creștine. Mărturisirea s-a făcut. Nu s-a făcut de către toți perfect adevărat. Și e bine ca luciditatea și critica să, într-adevăr, să domine imaginea noastră. E foarte bine să înțelegem că lucrurile nu sunt în niciun caz pe roze, că foarte multe lucruri ne lipsesc, dar știm bine cât de mult ne lipsește solidaritatea, cât de mult ne lipsește implicarea în societate. Suntem o societate care a ieșit după 40 de ani de comunism, într-adevăr, bolnavi și de lașitate și de individualism. Suntem foarte multe lucruri care continuă să ne macină. Cine spune că nu avem aceste boli sociale și morale, în mod clar ar greși. Dar să fim atenți ca această luciditate și această critică să nu se transforme în reversul ei. Și anume în internalizarea unui portret robot care se face, în general, românilor, societății românești. Un portret robot care e evident greșit de la cap la coadă, pentru că mizează numai pe negativul nostru și în niciun caz pe ceea ce am dovedit și dovedim, slavă Domnului, că putem face și bine, și frumos, și împreună. De aceea, și sunt multe intervențiile din această carte, care dau dovadă de un realism, de o luciditate și de o critică bine temperată. Sunt multe alte fragmente care depășesc această noțiune a bine temperată. Dar asta rămâne de văzut și de discutat probabil în alte ocazii, cu alte privilegiuri. Cred că lipsește, mă apropii de final, lipsește ceva în toată această
imagine sau, mă rog, dacă vedeți, în această fandă pe care cartea încearcă să o deschidă. Lipsesc oamenii. Lipsește ceea ce a făcut posibil referendumul. Referendumul este fotografiat în ultimă instanță și este calificat în bloc ca eșec. E ca și cum ai fotografia ultimul pas al alegătorului de cursă lungă. Cursa e mult în spate și e în continuu. Obiectivitatea și raționalitatea unei întreprinderi care califică trebuie să privească într-un fel sau într-altul întreg acest continuu. Care are, ca într-un film, o durată, o desfășurare, prinderea ultimului moment a îndeplinirii cotei, quantumului și așa mai departe, gorumului, cel de 30%, rămâne sigur un dat obiectiv real care trebuie asumat și trebuie gândit până la capăt. Dar acest demers încet într-un anumit fel, continuă, exercită o influență în societate benefică, înseamnă comunitate, solidaritate, înseamnă energie pozitivă, înseamnă mărturisire și arată că putem face. Arată că putem să ne strângem, putem face lucruri în bună regulă, putem să ne distanțăm și de zelotismul acefal și de indiferența la fel de acefală și fără inimă, că putem găsi calea de mijloc bună a mărturisirii și a construcției împreună ca societate, ca creștin, ca societate civilă creștină și așa mai departe. Și cred că mai lipsește un lucru, ne uităm la cei care au fost intervievați, sunt toți bărbați. Ce bine ar fi fost să fie și o femeie care să fie intervievată și care să vorbească despre ce a însemnat referendumul pentru societatea românească, pentru noi și pentru ea însăși. Tot acest drum sinos, alunecos, plin de obstacole al referendumului, a însemnat o enormă jertfă a foarte multor oameni, bărbați și femei. Sufletul și suflul acestor doamne a fost foarte important pentru întregul drum al referendumului și a ceea ce s-a construit în acești ani, așa, cu oameni care s-au adunat la un moment dat împreună, adunați de biserici, în curtea bisericilor, în prima instanță, și apoi, mă rog, mergând către societate. Demersul a început cu o binecuvântare. Cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. E un fapt. Sigur că trebuie să criticăm ceea ce e identificat, trebuie să arătăm tot ceea ce este de arătat fără a ascunde, dar cred că trebuie să arătăm și ceea ce există ca fapt pozitiv, ceea ce există și ca început, și ca mijloc, și ca sfârșit în toată această întreprindere. Pe ansamblu, cred că păstrând luciditatea, păstrând această luciditate bine temperată și aceste accente critice bine temperate acolo unde e nevoie de ele și, slavă Domnului, mare nevoie de ele în multe locuri, cred că ieșim nu atât de rău pe cât ni se spune. Cred că suntem un pic mai buni decât ni se spune. Cred că suntem un pic mai dezîmpietriți decât ni se spune că am fi. Cred că avem bune șanse să facem mai bine ceea ce cu toții așteptăm unii de la alții. Mulțumesc foarte mult!